Viața cu lui. Scrisoarea de mulțumire. Și asta vă completează tema pentru a... Trebuie să o terminăm până la sfârșitul anului. Până mâine, Anderson. Când aveam 8 ani, am învățat că 3 lucruri erau eterne în viață. Temele, gogoșile și puloverul trimis de bunica în fiecare an de ziua mea. Ce originală e bunica! Nu-i așa că e frumos? Grozav! Chiar bunica l-a croșetat. Cu ce? Cu picioarele? Andy! Adevărul e că nu puteai să arunci puloverele bunicii într-un loc întunecos și să uiți de ele. Nu! Puloverele bunicii erau cadoul care nu-ți dădea pace. Ai terminat scrisoarea de mulțumire pentru bunica? Singur! Unde e? E aici! Trebuie doar să o aștern pe hârtie. Lui, bunica ți-a croșetat puloverul cu mâna ei. Știu, dar nu pot să o scriu mâine. Acum trebuie să mă duc la tadlă, jucăm bowling. Bine, mâine. Desigur, toată lumea știe cum e cu scrisorile de mulțumire. Cu cât le amân mai mult, cu atât e mai greu să le scrii. Hai, lui, întârziem la fotbal. Lui? O scriu după meciul de fotbal. Haide, lui, e târziu. Cum mă întorc de la film? Nu scriu chiar acum, mamă, îți jur. Mamă, te simți bine? Mamă! Lui, trebuie să discutăm. E vorba despre bunica. Ia să vedem, fiicei mele Aura îi las fotografiile familiei. Grozav, ce corect! Chimfi acasă, semi-mașina, noi pozele. Doar o poză ți amintește de cineva drag. Lui Andy Anderson îi fac cea mai mare onoare posibilă. Ce anume? Colecția de gheme? Vreau să ții discursul funerar la înmormântarea mea. Ce? Nu-mi vine să cred! Sunt onorat, nu-i așa, Andy? Ești onorat. Mi-ai luat vorba din gură. Nu înțeleg. I-ai terminat scrisoarea? Da, dar n-am trimis-o la timp. Acum nu o să-i mai pot mulțumi niciodată pentru pulover. De ce mi-o trimis la noua adresă? Fiindcă bunica a murit. Și nu are o adresă? Hai, lui! Află unde s-a dus bunica și trimite-i o la noua adresă. Ești mai isteț decât par, Tommy. Tată, ai treabă? Încerc să-mi găsesc ceva drăguț de spus despre bunica ta. Ar putea dura ani. Vreau să te întreb ceva. Mi se spune, știe tot. Unde e bunica? Grozav! N-am putea începe cu ceva mai simplu, cum ar fi radical din pi? Vorbesc serios. Păi, să vedem. E la Dumnezeu! Ești mulțumit? Singur. Unde e Dumnezeu? Ce? Dumnezeu e peste tot, băiete. Bunica e peste tot? Exact. E la ea acasă? Păi, nu. Deci, e în casa noastră. Nici acolo. E afară, deci. Atunci nu e tocmai peste tot, nu? Corect. Altă întrebare. Da. Unde-i mama? La asta știu răspunsul. E la biserică, pregătește mormântarea bunicii. Îi facem o ceremonie frumoasă, doamne Anderson. Mulțumesc. Hei, ia mă încet, sunt doar un puști. Oh, salut, lui. Cum mai merge? Bine. Ce e acolo? Acolo pot vorbi cu Dumnezeu, prostule. Toată lumea știe asta. De ce m-ai înfuriat? L-ai făcut fraier? Alo? Cu ce te pot ajuta, fiule? Mai întâi să nu mă sperii așa. Hei, tu ești cel de sus? Nu sunt cel de sus. Lucrez pentru el. Cum te cheamă? Lui Anderson. Mi-a murit bunica. Oh, îmi pare rău, lui. De ce? N-a fost vina ta. Vreau să știu unde s-a dus.
Păi, s-a dus în rai. În sfârșit aflu ceva. Care e adresa? Adresa? Adresa raiului. Căsuța poștală, strada, numărul. Nu cred că raiul are o adresă. Primesc corespondență, nu? Reviste, ziare. Cum poți găsi raiul fără o adresă? Bune întrebări, lui. Caut pe cineva care știe răspunsul. Vin imediat. Părinte McCarthy, ajutați-mă, vă rog. Bună, lui. Ce face mama ta? Am aflat vestea, îmi pare rău. E bine. Ce frumos v-ați îmbrăcat. Unde vă duceți, doamnă Stillman? La sinagoga Beit Israel. Ce faceți acolo? E slujba de vineri, ne rugăm. Vă duceți să vorbiți cu domnul? Da, cred că asta fac. Bine, pot să vin și eu? Toți sunteți bineveniți. Deci unde e? Într-un loc bun. Puteți fi mai explicit? Nu pot și nici n-aș vrea să fiu. Trebuie să ne gândim la lumea asta. Află că e într-un loc pe care tu și eu nici nu ni-l putem imagina, băiete. Știți care-i treaba? Fără cod, asta n-ajunge nicăieri. E vorba despre rai. Unii rabini spun da, alții spun nu. E nevoie de timbre în plus? E aproape? Ne poate vedea de acolo? Unii rabini spun da, alți rabini spun nu. Dumneavoastră ce spuneți? Eu? Zic că unii rabini spun da, alții spun nu. Doamne, știam că o să spuneți asta. Ești isteț, lui, o să alegi. Să vedem, Harriet Sherman era... Nu rata nicio masă. E imposibil. Nu știu ce să spun. Mi-e mai ușor să scriu un discurs funerar despre Stalin. Precis, vei găsi ceva. A avut ea motive să te roage să-i scrii tu discursul funerar? Da, sigur, a avut motive, da. A vrut să mă chinuie și din mormânt. Andrew? Regret, dragă. Numai că sunt foarte stresat, da. Știi bine, și nici n-am prea mult material din care... Gândește-te la ce îi plăcea să facă. Da, bună idee. Ia să vedem, da, ce îi plăcea să facă. Da, să mă scoată din sărite, da. Să critique tot ce găteam, asta e bună. Și râdea de hainele mele, da. Mulțumesc, că am să scriu discursul. Din ce ne zbui tu, buniga ta a fost foarte bună. Cea mai bună. Deci e în paradis cu Dumnezeu. Zau gubă izbude bdoi Allah. Deci poți să lasă asta în grija lui Allah? Cu un l sau doi? Cred că e în împărăția cerurilor. Da, s-a dus în Valhalla. Asta e în Europa? Cleveland? Toată religia se concentrează pe întoarcerea în Cleveland. Interesant. E o sectă mică, dar are avantaje. Cum ar fi? Mai întâi, Cleveland are un cod. Bine, ce zici de asta? Bunica a fost o briză proaspătă într-o zi toridă și apăsătoare. Ce? Nu-i bine, nu? Bunica a avut multe calități, dar cea mai de preț era, în mod sigur, memoria ei. Ținea minte toate greșelile cuiva și le amintea mereu, mereu. Prea sensibil, da. Prea sentimental? Bine. Te aud, înapoi la muncă. Bine, să recapitulăm. A murit, dar s-a întors. Cum vine asta? Se cheamă reîncarnare. Sau samsara. E un mare ciclu. Viață, moarte, renaștere și pe urmă iar viață urmată de moarte. Deci n-a murit, doar a început o altă viață lui. Sufletul nu moare niciodată. E fascinant, dar... stai jos aici, Ioan. Cum mă poate ajuta asta? Vezi tu, fiule, poate nu fi în acest oraș, poate nu fi în această țară.
Poate n-a revenit sub formă de om. Ciclul renașterii poate plasa sufletul în orice vietate. Ar putea fi o pasăre? Aha. Un iepure? Aha. Un pește într-un acvariu? Orice ființă vie. Aura, ce faci? Credeam că te odihnești, dragă. Mă culc după ce prepar cina. Credeam că ai preparat deja cina. Așa-i, în zori. Apoi am pregătit toate cinele pentru săptămâna viitoare și pentru weekend și asta e pentru marți. Da, sigur nu vrei să te întinzi? Mă simt bine. Dragă bunico, mulțumesc mult pentru pullover. A fost cel mai grozav cadou. Pricepeți ceva din asta puștilor? Grădină zoologică, urși. Dragă bunico, mulțumesc mult pentru pullover. Habar n-ai ce zic, nu-i așa? Henry, am uitat să-ți spun. Am fost azi în garaj și ți-am aranjat toate uneltele. Ce? Le-am pus în ordine alfabetică. Nu mulțumi? Un lucru e clar, bunica avea simțul umorului. Toată lumea pe pârtie. Eu nu? Lucrez la stat? Ce păcat. Mi-ai fi împins Sania și... Regret? Încă mai am cicatricea de atunci. Ca nu cumva să te uit, bunico. Hai, îmbrățișează-o pe bunică! Scuză-mă! Da, am răcit. Andy? O să-mi fie dor de tine. Și mie de tine, scumpule. Aul ăsta lipsește. Voi folosi cuvinte fără. Ce se întâmplă? Lui a luat o razna. Bunico, mulțumesc pentru pullover. Tu ești bunico? Mulțumesc pentru pullover. Uitați-l, se crede doctorul Dulită. Iute, doamnă, cred că lui și-a ieșit din minți. Nu călcați-o, Mida. Craig, fii atent la Melk. Bunico, bunico, tu ești bunica? Bunico, dă-mi un semn, te rog. Hai, lui. Să facem o plimbare doar noi doi. Nu pot. Ce fac cu bunica? Va fi bine. Oh. Mi-a părut foarte rău pentru mama dumneavoastră, doamnă Anderson. Ce mai faceți? Sunt de bine. Arătați obosită. N-ați dormit deloc. Lui e bine? E foarte greu să înțeleagă moartea bunicii lui. E greu tuturor. Știu asta. Cred că lui are nevoie de o atenție specială. Pare să nu aibă idee ce înseamnă moartea. Ați vorbit cu el? Speram să vorbim cu el amândouă. Lui, eu și mama ta tocmai vorbeam despre tine și despre moartea bunicii tale. Înțelegi ce s-a întâmplat cu bunica lui? Singur, a murit. Ce s-a... Știi? În majoritatea religiilor lumii, moartea e începutul unei altfel de vieți, da? Unii spun rai, alții spun paradis, nirvana, Gan Eden, câțiva îi spun Cleveland, hindușii cred în reîncarnare, în transmigrarea sufletelor, budiștii spun samsara. Totuși, sunt puțin derutat. Cleveland? Interesantă noțiune! Trebuie să o cercetez. Unii sunt foarte ocupați. De unde ai aflat tu toate astea? Mi-am întrebat pe alții. Totuși mai sunt derutat. Știu ce spun religiile lumii despre moarte, dar tot nu știu cum să-i trimit bunicii scrisoarea. Cred că aș putea să te ajut. Hai să mergem. Ce să facem aici? Bunica nu mai locuiește aici. Știu. Vreau să-ți arăt ceva. Vezi, le ținea lângă patul ei. Bunica și-a iubit toți nepoții foarte mult, dar pe tine te iubea în mod special. Am dezamăgit-o. Nu i-am trimis scrisoarea de mulțumire. N-am apucat să-i mulțumesc.
ce ți-amintești tu cel mai bine despre bunica? Mereu știa la ce mă gândesc. Nu era nevoie să-i spun niciun cuvânt. Dacă mă necăjea ceva, dacă eram fericit, ea știa. Doar uitându-se la mine, știa. Așa e, bunica știa întotdeauna. Deci nu crezi că oriunde ar fi, știe ce gândești acum? Imaginează-ți că știe că îi mulțumești pentru pulover și că ți-e dor de ea. Plecați, fiți liberi. Și dacă vreunul din voi dă peste bunica, s-o salute din partea mea. Vă rog. Ce se întâmplă, Aura? E deja dimineață? Nu, am ceva de gătit. Trebuie să prepar cina. Te-ai uitat în congelator? Dacă s-ar topi calota polară și ar inunda pământul 3 ani, tot am avea mâncare. Trebuie să fac ceva. Nu pot să dorm. Eu cred că poți. Nu sunt obosită. Eu cred că ești. Andy, mi-e dor de mama. Știu, scumpo. Așa cum și-a dorit, Andy Anderson, ginerele ei, va spune câteva cuvinte. Andy, te rog. Priviți în jurul vostru, sala e plină. Sper să veniți măcar jumătate dintre voi când o să mor eu. Oricum, mi-am spart creierul încercând să ghicesc de ce m-a ales soacră mea să-i țin discursul funerar. A încercat cumva să mă pedepsească, poate. Să mă facă să mă simt prost posibil. Să mă enerveze, categoric. Ceea ce am înțeles în final e că m-a ales fiindcă știa că n-o să îndulcesc lucrurile. N-o să spun dulci nimicuri. Da, nu, Henrietta știa că în orice caz voi spune numai adevărul. Deci Henrietta, sau bunica, cum îmi plăcea să o numesc, a fost o femeie extraordinară. A avut multe însușiri, era dură, cea mai dură din câte am văzut. Și nu uitați, am luptat pe front. Dacă am fi avut-o pe bunica în primul război mondial, fiți siguri că al doilea război n-ar mai fi existat. Da, era blândă și puternică și mai ales știa să râdă. De obicei râdea de mine, dar să fim drepți, meritam de obicei. Bunica făcea parte din familia mea și încă va face. Dragă bunico, mulțumesc pentru pulover. A fost cel mai frumos dar pe care l-am primit vreodată, dacă nu pun la socoteală celelalte pulovere. Te iubesc și mi-e dor de tine, lui. Ai aflat unde s-a dus bunica după moarte? Da. Deci, unde s-a dus? E chiar aici. Și acolo va fi mereu. Alo? Domnul Anderson, Austin Chambers la telefon, avocatul soacrei dumneavoastră. Ce mai vrei? Se pare că am făcut o greșeală. Am uitat să citesc ultima pagină a testamentului. Conține rugămintea ei, cea din urmă. Glumești! Mai sunt și altele? Conform ultimei pagini din testament, cea din urmă rugămintea ei e să-i plătiți toate datoriile. Mulțumesc pentru timpul acordat, domnule Anderson. Voi ține legătura. Nu-mi vine să cred. O să-i plătesc datoriile. Dar așteaptă până ne vom întâlni din nou. Sper că-ți dai seama că te voi căuta acolo, oricât de sus ai fi.